am mai discutat subiectul acesta. Toți consilierii locali s-au pronunțat în sensul acesta atunci când noi am adoptat acea hotărâre de consiliu că vom merge la împărțire egală a acțiunilor între Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Ținând seamă că aeroportul este totuși aeroportul Timișoarei și că cifra de afaceri aeroportului este realizată în primul și în primul rând pentru Timișoara, cu Timișoara, și în privința transportului de mărfuri și în privința transportului de pasageri, Timișoara joacă rolul cel mai important. Desigur că aeroportul deservește toată regiunea noastră, după cum știm, însă orice analize a provenienței încasărilor arată clar că Timișoara are rolul de departe preponderent. Noi nu avem pretenția ca acțiunile Consiliului Local să fie proporționale cu contribuția Timișoarei la realizarea cifrei de afaceri. Însă nici nu putem să acceptăm orice procentaj. Dacă nu ne înțelegem, poate să rămână Consiliul Județean cu toate acțiunile. Noi nu mergem să facem figurații acolo nici într-un caz. Ori suntem un actor important, ori dacă nu, nu suntem.